Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la prognoza meteo. Vremea va fi rece, cerul va fi temporar noros, iar pierile strânse spre seară și noapte vor cădea precipitații slabe mixte. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 7 grade, iar cele minime între minus 1 și 1 grad. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat azi o zi predominant însorită, unde maxima a ajuns la 6 grade în miezul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de 1 grad. Mâine, meteorologii anunță vreme cu temperaturi asemănătoare în toate cele 4 orașe ale județului Sălaj. În Șimleu, Silvanie, temperatura maximă va ajunge la 8 grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea până la 1 grad. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 8 grade în miezul zilei, iar minima va cobori la 1 grad. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele vor atinge 8 grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea până la 1 grad. În zilele care urmează, vremea se va răci considerabil. În cursul zilei de vineri, maxima va atinge 8 grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la 1 grad. Temperaturi asemănătoare vom avea și în cursul zilei de sâmbătă. Maxima va atinge 8 grade în miezul zilei, iar noaptea minima se va opri la minus 1 grad. În cursul zilei de duminică, temperaturile vor scădea simțitor. Maxima se va situa în jurul valorii de 2 grade, iar noaptea temperatura minimă va cobori la minus 5 grade. Sunt Anca Olăhuț și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo o puteți găsi însă și pe site-ul nostru www.salajanul.ro. La revedere!